Este un târg pe care vreau să-l pornesc la Brăila, deoarece am văzut că aici în zonă Slobozia este un târg cu tradiție, Galațiu de asemenea, și noi la Brăila niciodată nu am avut așa ceva, deși avem foarte mulți apicultori care chiar se ocupă cu drag de vietățile acelea minunate numite albine. Este un târg aflat la prima ediție, l-am denumit simbolic Be Smart, Be Happy, funcție de interpretare. Vedeți că poate să fie albină deșteaptă, albină fericită, sau bi de la verbul a fi, fi deștept, fi fericit. Este vorba de un târg apicol cu produse apicole, echipamente, utilaje, în primul rând adresat apicultorilor din zonă și în subsidiar consumatorilor din miere, care din ce în ce mai mult au început să-și facă simțită prezența pe piața consumatorilor, mierea fiind un element incomparabil din punct de vedere calitativ. La deschiderea oficială a târgului apicol intitulat Be Smart, Be Happy, ce a avut loc la Hotelul Traian, au participat expozanți din Prahova, Făget, Timișoara, Brașov, Vaslui, Râmnicu Sărat, Arad, Bistrița, Bihor, Târgu Mureș, Cluj-Napoca și Brăila, care a fost și gazdă. Ca expoziție avem unelte și utilaje apicole specifice acestei practicări, acestei nobile meserii care este apicultura. După cum se vede, avem rame, stulpi, trănitoare, scaune apicole, deci diferite echipamente apicole necesare practicării acestei nobile meserii care este apicultura. Comercianții au încercat să-și îndulcească cumpărătorii cu miere de toate sortimentele și pentru toate buzunarele. Îl reprezint pe soțul meu, este apicultor brăilan, toate produsele sunt naturale 100%, mâncăm, consumăm și noi din același bidon de unde și vindem celorlalți. Miere pe sortimente de salcâm, porifloră, tei și combinații sănătoase cu cătină, cu propolis, cu tinctură de propolis, celebra căpăceală, care este de fapt mierea stuparului, și o păstrează pentru el pentru că acolo sunt foarte multe vitamine. S-a arătat lumea interesată până acum? Da, lumea este interesată. Spuneți-ne ce ați cumpărat. Polen. Pentru copil, da. Sunteți da. Interesată de produse naturiste, să înțeleg. Întotdeauna, da, da. Apicultorii brăileni au fost invitați mâine la conferințe tehnico-informaționale pe teme apicole, unde vor fi prezenți cu comunicări pe teme de actualitate reprezentanții organismelor naționale cu implicații în apicultură. Vreau să profit de această ocazie de a mă adresa direct apicultorilor din zona Brăilei și să-i atenționez că un târg apicol nu constă doar în vânzare și cumpărare de produse, ci mai ales în schimbul de experiență. Vă aștept mâine la ora 11 în sala Dacia a Hotelului Traian, unde va avea loc un schimb de experiență și o conferință apicolă cu nume de marcă de la Ministerul Agriculturii, de la APIA București și alți procesatori care ne vor împărtăși din tainele apiculturii. Sub îndrumarea și sprijinul Asociației Apicultorilor Profesioniști Albina Râmniceana, organizatorul Ionașcu Florin vă invită și mâine la o serie de cumpărături la târgul apicol Be Smart, Be Happy.